dimineața, dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei. Sunt Monica, după cum bine mă vedeți. Vreau să vă spun că acest clip face parte din categoria aia cu Țara Ardeș, Baba Spiaptănă, pentru că am intrat așa să mă lamentez cumva de motanul nostru, de Chico, care de vreo câteva zile este bolnăvior. Am fost cu el la urgențe, la pronto socorso, de fapt ați văzut lucrul ăsta, unde n-am rezolvat mare lucru și zilele trecute am fost la veterinar, la propriul lui veterinar, care ne-a recomandat un tratament, niște antibiotice și ceva antiinflamator, pentru că a descoperit că avea și febră. Eu nu știu cum se măsoară febra la animale, așa că mă bazez pe ce a spus medicul. Și mi-a dat, așa cum vă spuneam, antibiotice și antiinflamator să îi dau, să îi dăm, da? Problema, știți, care e că nu reușim să facem lucrul ăsta, pentru că motanul, ca toate pisicile de altfel, au mirosul foarte bine dezvoltat și imediat depistează când ceva nu este în regulă cu mâncarea lui. Așa încât am reușit să-l păcălim astăzi, vă arăt cu ce l-am păcălit. Am cumpărat chestiuni din astea, înăuntru sunt niște biluțe, niște bocconcini, cum spun italienii, așa, cu o mâncare care cumva îl atrage și am dat așa câte un pic și în ultima i-am pus și pastiluța pe care, spre norocul nostru, a înghițit-o. Deci primul antibiotic. Și mai am să-i dau și antiinflamator, dar pentru antiinflamator voi folosi un alt instrument. Ăsta, da? Este o seringă, se pune pastiluța aici în vârf și se împinge cu pistonul ăsta. Deci iată că nevoia te învață. Degeaba am spus eu că Țara Ardeș, Baba Spiaptănă, pentru că iată, ca să putem să salvăm motanul de la alte probleme de sănătate, a trebuit să intentăm, a trebuit să cercetăm, să vedem cum anume putem să-l aducem pe calea cea dreaptă. Simptomele care sunt? Vă am spus, a făcut febră. Eu nu știu să măsor febra, dar doctorul ne-a spus că avea 39,8, ceea ce la om corespunde cam cu 37 pe aici pe undeva. Și are probleme gastrointestinale, nu știu ce infecție, cum a făcut, eu nu mă pricep la treburile astea, eu nu sunt veterinar. Dar eu v-am spus, mă bazez și mi-a spus veterinarul lui. Și vomită, deci mănâncă foarte puțin și imediat după ce mănâncă vomită. Deci cam asta ar fi simptomele. Sperăm să se refacă. Mai așteptăm săptămâna asta să vedem cum funcționează tratamentul și după aceea mai facem iarăși o vizită la veterinar în speranța că o să redevină el cel Chico cel dinainte, așa plin de energie, vioi și năzbâtios. Acum e cam leșinat. Acum stă în coșulețul lui și cam leșinat, așa. Dar sperăm să se facă bine. Asta a fost povestea cu motanul năzdrăvan. Rămâneți alături de noi în continuare pentru că o să continui să mai filmez puțin și astăzi. Probabil mâine o să mai ieșim pe undeva și probabil și pe 1 mai o să petrecem cumva. Așa că nu ne lăsați baltă. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că porțile Grădinii cu Idei sunt ampl deschise. Sunt larg deschise pentru toată lumea. Și celor care le place de noi și celor care nu le place. Dar toată lumea e binevenită aici la noi. Aș vrea să schimb puțin subiectul și să vă readuc aminte că acum câteva săptămâni în urmă am lansat ideea aia cu Q&A, adică întrebări și răspunsuri. Am primit câteva întrebări, foarte puține, nu foarte multe, dar mai aștept curiozități din partea voastră. Poate cine știe, din întrebările pe care mi le puneți, vom putea dezvolta alte subiecte interesante, alte subiecte importante și care de larg interes pentru voi, cu alte cuvinte. Așa că aștept în continuare și întrebările voastre, curiozitățile pe care le aveți, dar nu ne părăsiți. Continuăm să filmăm. Așa probabil că 1 mai seara o să apară clipul ăsta, sper. Sper să nu mă fac de râs, da? Așa încât astăzi o să mai filmez pe aici pe acolo un pic. Mâine probabil o să ieșim puțin în oraș. Pe 1 mai vom vedea ce vom mai face. Surprise! Deci totul numai surprize o să fie, sper. Ok, dragilor, vă spuneam eu că o să mai filmez. Să vă mai arăt ce am mai făcut noi astăzi. Printre altele a sosit Nicu de la
La muncă, întâi îți faceți la livrători. cumpărături. La muncă, da. Da, au trecut pe la Lidl și au mai făcut ceva târguire, așa că o să vă arăt imediat ce anume a târguit. Da, și începem cu începutul. Rucola și kiwi, da, kiwi la sugestia Teodorei. Kiwi. Altă pungă cu salată, în salata mixtă. La fel în ofertă, că are eticheta portocalie. Așa, ia să mai vedem ce mai avem. O serie de feliate, salam, piept de pui, de tachino, de curcan. Și aici prosciutto cotto. Ai luat, și asta era unul, și asta e piept de pui, ăsta trebuie să fie. Iarăși prosciutto, brânză feliată, așa. Și asta cred că în salata le facem, nu? Nu, Nu? nu, e not așa că A, tot și trebuie de să să burger. brânza asta not anume pentru oște, A, ca dacă să punem acolo. Era și și pâine. salata la fel Da? pentru oște. Așa. Aparte de asta. Roșii, sherry. Picadilii pe la precizion. Așa. Apoi ardei gras, doi ardei grași. Așa. Asta cred că așa era în ofertă sau era la Da, reducere. mai dacă fac O mai bine. amestec, un amestec de mai multe semințe din astea. Dar roșii roșii din astea. Da, asta era o ofertă și mi-a plăcut cum arată. Da, Sunt și frumoase. miroase așa roșii. Da, parcă și miroase roșii, așa că... Da, este să miros și eu. Da, să sunt mirosul din roșii. Așa. Cartofi. Parcă nu erau cartofi, sau ăștia i-ai luat cu vreun scop anume? Nu mai erau nici. Da, ăștia o să-i faci mâine la prânzul. Banane, mai verzulei, mere, verzi și portocale. Așa, și mai este o pungă, parcă. Ia să Mai vedem. greu. Mai greoaie. Da. Ia, pune-o tu pe Zilele astea s-ar putea să fie închis că e întâi mai anul două, A, păi. păi, da. Da. L-ai închis la... Da, știu că Așa nu e știu. carnea Asta e tare. carnea care am spus O să facem în seara asta. de la macelăria. Da, asta e pâine feliată. O din asta de polpa de pomodoro. Bulion, face părinte. Ulei de semințe de vare, adică mai Mai multe mult feluri. semințe. Așa, asta este maioneză, cred că. Da. Așa arată aici. Dar maioneză era și asta în ofertă, de ce ai luat? Da, știu că parcă le plăcea A, la și copil. dovrecei din ăștia, așa. Ăștia se prăjim pe ăștia. Uite, mai ne zic. E de mâncat așa, nu de Cum de cartofi. mâncat? De pus Nu, de în pâine, salată. pui A, de de... pus. Așa. Rang. Aici, piadina, lapte, și lapte Da, și mă lăsă de și fain. nouă de asta de Pomodoro și și cam o asta. sticlă de vin. Și cam asta. Da, și o sticlă cu vin și-o lua Nicu ca să fie tacâmul complet. Da, și cam astea sunt cumpărăturile. Astea pune-le la loc dacă vrei sticlele astea. Da, și cam astea sunt cumpărăturile de sâmbătă seara, ca să avem cumva și pentru... Dar să vedem și carne este aici. Trebuie să vedem. Dar stai numai o leacă să stângă pe masă și apoi ne uităm la carne. Bună dimineața, dragii mei! Astăzi este duminică și cum duminica, ultima duminică din aprilie, toate drumurile duc la Ikea. Astăzi mergem la Ikea să mai aruncăm așa o privire pe acolo. Informații reduse. Informație redusă, da, pentru copii au rămas acasă. Teodora are de făcut teme, Adrian și el la fel. Plus de asta trebuie să păzească și cuptorul, pentru că a lăsat mâncarea în cuptor să se facă. Și astăzi noi mergem la Ikea, cum vă spuneam. Intențiile noastre nu sunt extraordinar de mari. Ne uităm de obicei după chestii în astea pentru casă, lingerii de pat și alte Mai ales șmecheri. acum când e și patul nou. Da, avem, da, devine un pat nou, o canapea nouă avem. O să ne vină săptămâna care vine, așa încât o să trebuiască să ne reorganizăm în privința asta. Rămâneți în continuare alături de noi să vedem ce anume găsim, descoperim la Ikea. Thank you.
Au schimbat? Nu mai era, nu era chiar așa. Era în lucru atunci când am venit aici. Lucru. Nu era. Dragilor, ne-am întors acasă și haideți să vă arăt ce anume am târguit noi de la IKEA. Inițial vă spuneam că ne-am dus după niște lingerii, pentru că o să ne vină în curând o canapea mai mare, însă nu am găsit pe placul nostru, dar mi-am adus aminte că mai am prin casă ceva lingerii din astea mai mari care să acopere foarte bine divanul. Noi avem un divan, deci un pat matrimonial în stil canapea, care se trage așa încât o să trebuiască să avem lingerii mult mai mari. Acum vă arăt ce anume am cumpărat astăzi de la IKEA. Da, bineînțeles că avem și asistentul de serviciu aici. Am cumpărat pernuțele astea, mi-au plăcut foarte mult. Mi se par deosebite față de pernele clasice, așa pătrate. Și mi-au plăcut foarte mult pernuțele astea. Se vor așeza probabil foarte bine pe viitoarea canapea. Deci am luat două așa. Mai erau și pe un maroniu, așa un bej, un muștar. Dar mie mi-au plăcut foarte mult astea. Așa, ce am mai cumpărat de la IKEA? Am cumpărat pungile astea, care sunt și mai mari și mai mici. Așa, au fermoar și sunt foarte utile. Mai ales atunci când avem de pus ceva la congelator. De, foarte practice, dacă vreți. Astea și am mai luat încă una. Dați că vă arăt astea. Așa. Ok. Astea sunt cele două pachete cu pungi. Da? Vă spuneam, nu, ne plac foarte mult pentru că sunt practice, pot fi puse și în congelator, deci au diverse întrebuințări. Ce am mai cumpărat? Am mai cumpărat iarăși de la IKEA o răzătoare. Așa, cu contenitor, adică cu o vas. Așa, are mai multe variante. Dar să văd dacă pot să desfac, că e foarte bine strâns. Are mai multe variante. Mai puțin că o desfac cutia. Da, deja am desfăcut. Are capacul ăsta și are mai multe variante de răzătoare. Așa și așa. Și are și acest contenitor. Deci dacă avem de dat prin răzătoare mere, morcovi sau orice altceva, el le cad direct în contenitorul ăsta, aici în chestiunea asta, în caseta asta, da? Pe asta am dat 5,50 € parcă. Mi se pare practică și asta. Așa, un alt lucru practic, zic eu, un alt lucru practic ar fi asta, pentru că atunci când avem puține vase de spălat, nu le mai pun în mașina de spălat. Le pun pe chiuvetă și ele se scurg, așa economisim și mașina de spălat, și curentul, și apa. Le spăl și le pun aici la scurt și atunci o să spăl mai rar la mașina de spălat vase. Printre altele, ce să vă mai arăt? Nicu a cumpărat o suită din asta de becuri, pentru că era frică că o să fie un blackout major și nu o să mai avem becuri. Așa, da. Și cam astea sunt cumpărăturile care le-am făcut noi astăzi de la IKEA. Bună dimineața, dragii mei! Bine ați venit! Ați revenit și astăzi în grădina cu ideea. Astăzi este 1 mai, așa că vă doresc o zi minunată. Nu știu cum e vremea în România, aici e puțin înnourat, așa că noi astăzi ne îndreptăm cu pași vioi spre munte și de la munte vom merge să luăm masa la un restaurant. Aveți aici pe domnșoara Teo, că aș pus căștile ca să nu mă audă și pălăvrăjesc eu aici. Așa că astăzi petrecem. Familia reunită. Familia reunită, da, pentru că vin toți frații lui Nicu. Eu sunt singura intrusă
în familie, pentru că câți frați sunteți acum? 6 sunteți acum. Numai 5 acolo. O să fiți numai 5, stai așa, că e Nina, Marcela, Sergiu, Ionel și cu tine, 5, da. Mai lipsește Viorica. Deci mai lipsește un personaj. Nu nimic, dar eu îi țin eu locul, ca să fie clar asta. Și vin și cu ajutoare. Da, deci astăzi mergem la munte. Da, sunt puțin îngrijorată pentru că nu reușesc sub nicio formă să-i administrez pastila lui Kiko. Astăzi, înainte de a pleca, l-am încercat să-l apurez, să-l amăgesc fel și fel de moduri ca să introduc pastila în burtică, dar n-am reușit, are un miros foarte dezvoltat. Sperăm că o să se facă bine și să ne dea undă verde veterinarul când vom merge din nou cu el. Dar rămâneți în continuare alături de noi să petrecem împreună ziua de 1 mai. Străzi înguste. Ia uite ce frumos ești aici. Miroasa a borș. Asta zicea și eu. Miroasa mâncare mai bine. La cât mi-e de foame mie. De foame? Te dea mâncare cât un corn atâta. Dar cum se cheamă localitatea asta, Nicu, că nu am Barțio? Și aici ar fi... Da, și aici ar fi centru, nu? Aici e centru. Centru.
Leone că făcea una foto. De metele umane, dacă pe parte de Leone, de Cotone. Nu cred că tot care le fac. Margherite cu di pasta fresca di pe la voi abrasato. Așa arată bine. Qua. Davide, hai visto bene? Grazie. Buon appetito. Grazie. Grazie.